Salutare! Bună. Ești cam supărat azi. Am supărat pentru că o leacă de bucuroasă. Deci am petrecut astăzi consultări publice cu cetățenii. Dar vreau să zic că ei sunt atât de bravi, atât de... Deci era vorba despre... Au fost fixate pentru astăzi, 22 luna noua, consultări publice cu sătenii cu privire la selectarea și aprobarea unor sectoare de drum pentru reparații varianta albă, raportor, adică primarul a înaintat așa dorință, dar vreau să comunic sătenilor că au fost respinse demersurile mele, inclusiv când eu am devenit consilier, am depus primul demers să vedem să facă diviz de cheltuieli pentru strada unde locuim, pe care locuim noi, că tot e o stradă veche din 81-82 când noi locuim, nu s-a mai făcut, doar cât noi, cu propriile forțe am contribuit la procurarea Petrișului. Și ulterior am depus alt demers împreună cu alt consilier, Cobzari Ștefan, care să fie reparată strada Salcâmilor, iarăși ne-a fost respins demersul nostru și să vedeți că atunci pledau pentru a respinge demersul cei care avem câțiva consilieri care au drept ieșire la stradă, la șosea, inclusiv Lilica Ileana, că ei au spus că e prea scump pe strada Salcâmilor să de făcut, de suportat atâtea cheltuieli. Și știți ce mi-a plăcut astăzi? Că sătenii, deși sunt la culesul roade, eu îmi puneam cum o să vină. Dar ei ce au făcut? Au semnat cereri, cu semnături, au înaintat cereri, cu semnături, au explicat problema, de ce, au argumentat de ce. Și mi-a plăcut pe strada Salcâmilor că ei au indicat, deci primarul a dat citirii acelor cereri, deci pe strada Unirii s-au semnat 22 de semnatari, dar ei invocă 100 de metri să repare o porțiune de drum. Strada Salcâmilor, de la Bologan, de la Darii, cum știu toți sătenii, s-au semnat 49 de semnături, deși acolo este o stradă pe care locuiesc 14 copii. Știți, când am auzit că 14, știți, așa, chiar am simțit așa o grijă părintească, zic, ia uitați-vă, și m-am gândit așa în gândul meu, zic, cred consilierii or să gândească măcar de data asta la acești copii. Credeți-mă, încă noi n-am, deci urmează să votăm, avem luni ședința în comisie și pe 26 ședința Consiliului. Și următoarea stradă, strada Izvoarelor, acolo sunt 12 semnături. Tot este o stradă pe care locuiesc profesorii, avem profesori care lucrează, deci, adică, care muncesc la fabrică, la teravite, SRL, cine acolo mai sunt. Sunt oameni, în fine, nu se discută, dar sunt niște străzi mai problematice, unde ar fi bine și varianta albă cu pietriș, dar unde trebuie să turnat. O să vedem, poate cumva să găsim noi o soluție, poate și ei vor contribui, o să venim cu această propunere. Eu cred că toți vor contribui și să luăm practica satelor colibași, cum fac ei acolo, dar asta e o părere încă. Referitor la Dar cu strada pietriș Unirii, când faci, la prima ploaie spală pietrișul ăla și îl duce în vale și se creează râpi, n-ai rezolvat mare lucru. Trebuie ori da, asfalturi turnat și încă făcute și canale de scurgere pe margine. am Și vorbit, am asfaltul poate vorbit. să-l înfle. Am văzut la Durlești cum era tot asfaltul în vale că a fost făcut de mântuială. Noi o să ținem cont de acest fapt, dar știți ce m-a uimit? Că și ne-am, apropo, și la Sătucu Spicoasa avem și acolo două străzi care necesită să... Și iarăși, da, populația scade, dar sunt măcar chiar cât, dar trebuie și acolo la Spicoasa nu e atât de... nu-i pipantă strada. Deci vom ține cont și de acest fapt. Dar ce m-a uimit pe mine, că iarăși Lilica Ileana, dar ea nu trebuie să supere, care are direct acces la șosea, ea propune ca să fie construită, să fie construită o potecuță de la Dari, de la strada centrală până mai la deal. Vă dați seama? Dar strada aceasta este de ani buni. Deci eu am scris în grup, dacă cetățenii sunt de acord, poate și părerea ei este bună. Dar să te limitezi tu iarăși că trebuie o potecuță de construit acolo, dar poate cineva are o ceremonie și ar dori să iasă cu alaiul până la strada centrală, care... Deci
Eu parcă altfel aș vedea. Dar dacă sătenilor li s-ar propune soluții ca, deci nu soluții, li s-ar propune un demn ca să contribuie cumva din partea Consiliului, deci Consiliul decide, dar deja depinde că după ce s-au terminat aceste consultări publice pe foi cu semnăturile sătenilor, Lilica Ileana și-a mai strâns vreo trei consilieri și-a mai stat preț de vreo 15 minute, ei acolo să-i bombonească. Ce înseamnă într-un consiliu? Când ai într-un consiliu săteni care consilieri care gândesc puțin mai larg decât o potecuță, atunci poți să realizezi ceva. Dar cei care gândesc doar la fotoliile celor din primărie vor să pățească fix așa cum au făcut pentru patru dulapuri. Apropo, să vorbim la alt subiect despre ce au făcut ei și cu primăria, cu satul european și cu primăria europeană. Dar iată ce înseamnă ca să înțeleagă sătenii de cine depinde decizia. Dacă sătenii și dacă consilierii vor vota pentru o potecuță, va fi construită o potecuță, ca ulterior să fie întărită strada primarului, pe care locuiește primarul și inginerul cadastral, să fie întărită așa cum se cuvine. Dar ei și Deci, stem că n-o să mai prindă un mandat și n-o să mai aibă ocazia să repare drumul celălalt după atâtea ocazii, abia acum s-au apucat să-și facă drumul celălalt. ei și-au mai făcut. Apropo, strada noastră nu are. Strada primarului au și apă și au și gaz. Au și apă din două părți, din două ieșiri. Așa? Și gaz și-au pus acolo pe când rămăsese și directorul gimnaziu. Da, asta e. Lumea înțelege. Nu-i vorba de campanii, Doamne ferește. E vorba despre sătești, despre copii. Copiii cei 14 copii trebuie să iasă până la strada centrală, că de la strada centrală ei sunt preluați cu un autocar și sunt transportați și inclusiv și copiii la grădiniță. Dar nu numai copiii au nevoie de un drum bun, și adulții se duc la lucru, cred că în fiecare zi, nu doar Da, copiii. desigur, circul și Deci, transportul de probabil din câini. interes electoral consilierii ar trebui să voteze reparația străzilor care sunt folosite de mai mulți oameni, care oameni vor merge la alegeri pe 5 noiembrie și ar putea să le mulțumească pentru decizia asta dacă nu o să înceapă reparațiile până atunci, sau să repară acum până la sfârșit de an. Posibil să fie, pentru că primarul spunea că deci este vorba despre 55.000 din buget, dintre care spune că 17.000 trebuie să le achite pentru greder, cum îi spune? Da, e un excavator sau e un buldozer. Dar la Un mine în buldozer sat care... știu că s-a dat prioritate străzilor unde oamenii s-au organizat și au contribuit cu jumate din bani, ceva de felul ăsta. Unde s-au adunat mai mulți cu bani, acolo s-au dus întâi cu reparatul. Poate E... încurajați în felul ăsta și pe Dar noi oamenii din Burlac. încurajăm, dacă lumea vede că câți bani se cheltuie, câți bani se cheltuie în alte scopuri, ascultați, vedeți, Păi da, eu tocmai vă că zic dacă o așa. spartici pe oamenii, o spartici pe și la numărătoarea banilor. Noi punem o tonă de prundiș, primărie pune o tonă de prundiș, se Doamne, duce Iisus, mai evidența. ești Hai că noi Doamne. am pus 30 de remorci și primărie pune 30 de remorci. Toată lumea știe cât s-a cheltuit din partea noastră, din partea primăriei. Dacă Mai zăbudim. participă așa, oamenii le pasă și păstrează drumul. Mai zăbudit, eu să rog să pui acum eu o pauză ca eu să iau materialele care le cere în proiectul satului Primăriei Europeană, 52.000, pentru ca să cumpere alte dulapuri și ați văzut câte dulapuri sunt în oficiu de poștă? Ați văzut câte dulapuri sunt acolo? Sincer vă zic, m-ați motivat. Mai au nevoie. O să vorbim despre proiectul celălalt dată, să nu le amestecăm acum. Da, eu să tine să înțeleagă ce doresc, potecuță sau doresc un drum care să fie cel care a fost de când îl știu ei, de când îl cunosc ei, pe care se poate deplasa și o unitate de transport și se pot coborâ și dacă trebuie acolo, poate și beton să fie turnat, se poate.